Timp de 3 ore, pompierii mehedințeni au luptat cu flăcările ce au cuprins un întreg depozit de furaje. Până la stingerea incendiului au ars peste 1000 de baloți de plante furajere. Pe raza comunei Gogoșu, localitatea Ostrovu Mare, un depozit de furaje a ars din temelii. Cauza incendiului ar fi fost intenționată. Timp de aproape 3 ore, pompierii au luptat cu flăcările care au cuprins circa 1000 de baloți de plante furajere și o hală construită din carton presat. În noaptea de sâmbătă spre duminică, două echipaje de pompieri din cadrul stației Vânju Mare au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje pe raza localității Ostrovu Mare. Timp de aproape 3 ore, pompierii au luptat cu flăcările care au cuprins circa 1000 de baloți de plante furajere, dar și hala în care aceștia erau depozitați. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost determinată de folosirea intenționată a surselor de aprindere pentru a genera incendiu. Pentru stingerea acestui au fost mobilizate două echipaje de pompieri din cadrul stației Vânju Mare cu două auto speciale de lucru cu apă și spumă.